Salut, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul BTL Club și noi astăzi vom face ghicește cât cântărește produsul pentru a supraviețui. Într-adevăr, prieteni, noi astăzi o să avem o provocare foarte extremală care se numește ghicește cât cântărește produsul pentru a supraviețui. Și de ce se numește așa provocarea? Deoarece voi, fetelor, o să aveți mai multe produse gustoase și mai puțin gustoase la care va trebui să ghiciți cât cântăresc aceste produse. Și cine va ghici cam cât cântărește acel produs, acea din voi va decide, va mânca ea sau oponenta sa acest produs. Deci o să fie o provocare foarte interesantă și nu știu dacă o să fie gustoasă pentru ambele din voi. Deci așteptăm să vedem, dar până începe provocarea, prieteni, noi vrem să vă rugăm să vă abonați la canalul Laura Vrabie, la canalul BTL Club și la TikTok-ul și Instagram-ul Laurei și a lui Betty. Și să puneți like la acest videoclip neapărat. Iar acum putem să începem. Sunteți gata, fetelor? Da! Pentru această provocare, prieteni, noi am pregătit un cântar. Și Betty, ca să te orientezi tu în primul rând cam cât cântăresc produsele, eu îți dau să ții în mână această farfurie și iată, s-o pui pe cântar să vezi cât ea cântărește. Oho, 255 de grame, da? 255 de grame și iată, după ce ai ținut această farfurie, după ce ai văzut cam cât cântărește ea, să te orientezi cam cât pot să cântărească și produsele. Bine? Voi o să aveți voie să țineți produsele în mână. Și primul produs, fetelor, pe care voi va trebui să-l ghiciți astăzi, este acesta. Ce e asta? Asta este o ridiche neagră. Dar se mănâncă pur și simplu așa? Se mănâncă. Noi nu prea am mâncat așa ceva, adică voi cred că deloc nu ați mâncat. E prima oară când eu am mâncat când eram mai mică și am cumpărat o astfel de ridiche pentru provocare, adică am cumpărat câteva. Wow. Cât credeți că cântărește? Este destul de grea. Da. Hai, o să zică prima Laura, da? Și apoi o să zică Betty. Bine, eu cred că cântărește vreo... În grame. Da. Vreo 350, cred. De grame? Da. Da, Betty. Eu cred că vreo 500, e grea, tare. Tu crezi că 500? Gândește-te, da. Hai, ultima decizie. 400. Laura a zis cât? 350. Și Betty? 400. 400. Hai, stai, să fie 0. Gata, zero. O punem? Da. 590 de grame! Și da. Betty a câștigat! Deci, cine mănâncă ridiche? Laura? Vine Laura! Oricum eram curioasă, sincer. Erai curioasă, okay. Da? Evident că Laura nu poate să mănânce această ridiche necurățită și eu am curățit o bucată. Ce bine miroase. Iată, da. E identic de asta. O mușcă? Da, da, atent cu astea tălea, că e destul de tare. E foarte tare. Cam ca morcovul. Dar îmi place mult, eu aș mânca din asta zilnic. Așa îți pare. Eu m-am gândit, nu știu, să dăm... Dar de ce așa îmi pare chiar e gustos? Da? Să dăm prin răzătoare și poate cu, nu știu, cu ceva nu, ulei. Nu, așa îmi place, dar da, și... Oțet, poate, nu știu. Trebuie să mă uit pe internet cum se mănâncă. E foarte bună. Da? Betty? Ai dat? N-aș mânca-o. N-ai mânca-o. Deci, oricum nu te poți răzgândi. Gata, Laura a cred gustat. Că, cred că sunt fan ridiche de orice fel, așa. Da? Bine! Deci, trecem la a doua rundă. Următorul produs pe care fetele vor trebui să ghicească cât cântărește, stați, este acesta. Okay. Și uitați-vă pe verso la toate produsele ambalate. Eu am colorat cât cântăresc produsele cu marker permanent. Oh, eu am arătat pentru abonații noștri. Deci, da. Fetelor, hai Laura se gândește. Și acum Betty. Gata, cred. Stai foarte greu să-ți dai seama. Da, da, știu. Da? Hai acum Betty. Hai Betty, tu prima. 100. 100? Eu cred că cântărește vreo 60. Bine, hai să vedem. Vedem imediat. O punem? Da.
64! 64! Da! Și cine mănâncă acadeaua? Eu! Tu? Eu! Erai sigură? Dar dacă tu câștigai vechi, cine mânca? Normal că eu! Normal că tu! Atunci, Laura, hai mai repede! Ah, ok! Desfă-o și gusto! Și Laura, cât gustă! Foarte bună! Foarte bună? Da! Deci... E bine să câștigi, e da? Foarte bine. E foarte bine. Eu am mâncat gustos și când am pierdut și când am câștigat. Așa s-a nimerit, pur și simplu lui Betty i s-a părut că nu o să-i placă ridichea. Super bun. Super bun. Hai, trecem la următorul produs. Da. Și următorul produs, fetelor, va fi acesta. O nucă de cocos. O nucă de cocos. Ok, o să iau în mână. Hai, Laura. Să-mi dau seama. Complicat, dar cred că știu. Acum eu oricum o să spun prima. Știu. Da? Așa cred. Eu cred că are vreo... tot 500. 500, Bete? Da. 300. Hai să vedem. Hai să vedem. Așteptăm 0. Gata. Hai. Beti expertă! Beti expertă! Și cine mănâncă nucă de cocos? Eu. Tu mănânci? Bine. Și deoarece nu avem timp să spargem această nucă de cocos, eu o să-i dau lui Beti cocos din ăsta să mănânce. Miroase bine. Nu știu dacă Beti știa că mănâncă astfel de cocos. Da, dacă... probabil. S-aștepta că o să spargem pe asta. Dar o să spargem neapărat. Da. E bun. Da? Bine, trecem la următoarea rundă. Următorul produs, fetelor, pe care voi va trebui să-l ghiciți cât cântărește, este acesta. Și iarăși vreau să arăt că aici eu am acoperit cât cântărește acest produs. Nu, cred că trebuie fără farfurie. Clar că trebuie fără. Acum ce ăsta este salam din ăsta de ciocolată, de biscuite. Da, și ciocolată și biscuiște, da. Da. Acum oricum Beti spune prima, așa că o las pe Beti să înțeleagă. Știu. Știi? Așa cred. Da? Eu tot cred că știu. Acum Beti zice prima. 500. 500? Eu cred că are... 600. 600. Da. Hai să vedem. Deci tot ești aproape, adică aproape da. De 500. Să vedem. Ia! Cum așa, Beti? Fix 500. Dar eu chiar eram curioasă, deoarece aici era scris 500 de grame. Eu știu că nu știam. Eu tot nu știam până nu am pregătit produsele pentru această provocare. Și eram curioasă dacă chiar cântărește fix 500. Și vedeți că produsul corespunde cu ceea ce scrie. Da, și Beti... Părea 500 și Beti are norocul să guste. Întrebare, când o să avem aceeași părere, cum facem? Spunem aceeași părere? Da, ah, da. Okay. Și deja ambele sunteți câștigătoare. Bine. Da? Uh-huh. Aveți voie să aveți aceeași părere. Okay. Și Beti, cine va gusta salamul acesta de ciocolată și biscuiți? Beti o să-l guste. Beti o să-l guste. E da. Gustos, Beti? Dar eu am observat un lucru. Uitați-vă, fetelor, eu un pic am sucit acest salam. Stați să arătăm să fie 0. Și uitați-vă, când îl pui așa, a, tot 500, arăta 498. Da, cred arăta. Că un pic când îl sucești, el un pic își schimbă. Și dacă îl pui așa? E plus minus, dar oricum e 500 de grame, da. Hai, Beti, e gustos, ți-a plăcut? Foarte bun. Foarte bun. Lui Beti îi place foarte mult acest salam și Laurei îi place, de fapt, da? Și noi când mergem în Moldova, cumpărăm? Mereu. Mereu. Bine, trecem la următoarea rundă. Și în următoarea rundă, fetele vor trebui să ghicească cât cântărește acest cățel de usturoi. Wow! Wow! Ok! Hai! Acum cine zice prima? Eu, nu? Da. Cred că cântărește vreo 3 grame. Nu știu, nu știu. Hai, Beti.
Top 3 sau 10. Top 3 sau 10? Da. 10. 10? Ești sigură? Nu prea, da. Deci răspunsul tău care e? 10. Și Laura? 3. Hai să vedem. 9. Nu, e 6. Deci am văzut ca 9 și s-a bucurat. Care e mai aproape? Stai, tu cât ai zis? 3. Al meu, 4 diferență. Deci am câștigat. Da. Dar vezi, 9. Da. A fost invers. Un gram, Betty, dacă ziceai că un gram mai puțin era să fie egalitate. Deci un gram a contat și acum Laura va decide cine mănâncă o bucată de usturoi, acum când e virus. O să mănânce Betty pentru că țin la ea. Am înțeles. În primul rând vreau să fie ea sănătoasă. Am înțeles. O bucată. Nu, e o bucată o leacă mai mare, Betty. Nu, păi mușcă din partea cealaltă. Da. Era da. Cât ai mușcat. Am mușcat un pic. Nu, încă un pic. Hai. Hai, fii curajoasă. Serios. Chiar e iute? Bine, dacă e iute, lasă. Lasă că e bine. Miroase, da? Foarte bine, Betty. Acum ești protejată. Nu știu dacă e corect, dar așa zice lumea. Da. Bine, trecem la următoarea rundă. În următoarea rundă, fetelor, va trebui să ghiciți cât cântărește o portocală. Wow! Hai, Betty, ia-o că tu prima zici acum. Uh-huh. Hai. Cred că știu. Băi, zi. Experta, Betty. 200, da? Eu cred că cam foarte greu să decid. Eu n-aș putea, sincer. 150. Tu îi zici 150? Am venit la asta, dar cred că 200. Ultima decizie. Gata, 150. Aveți dreptul până cântărim. 150 și 200. Hai să vedem. 261. 100. Deci Betty mereu se uită invers, deci e 192. Deci Betty a ghicit 8 grame, a greșit Betty, în rest ai fost corectă, Betty. Wow! Sincer, nu mă așteptam. Nici eu nu mă așteptam, mie mi se părea că Betty o să piardă foarte mult în această provocare, dar Betty este expertă, văd. Bravo, Betty! Poftim, Betty, decide cine va mânca portocala. Eu. Ok. Tu? Bine. Da, Betty, am mâncat și usturoi, mai mănâncă și vitamina C. Bravo, Betty. Bravo. Bravo. E gustoasă provocarea. Oare o să mai ghicesc și ceva? Sperăm să ghicești. Deci trecem la următoarea rundă. În următoarea rundă, prieteni, fetele vor trebui să ghicească cât cântărește acest ou Kinder minuscul. Bine că e pe farfurie. Bine că e pe farfurie. Așa. Da. Era stins cântarul. Da. Cântarul e stins. Hai, eu zic prima acum, nu? Da, pune-l pe cântar să se vadă că dacă cade și când e stâns nu se arată. Nu se arată nimic, nu știm. Nu știm. Hai. Asta are... 3 grame. Bine. 5. Bine, să vedem. Eu, sincer, i-aș da 1 gram. Da, să vedem. E mai greu decât că ți-am zis. Eu am dat 3, Betty a dat 5. Betty, tu ești talentată la cântat. Hai, poftă bună. Nu mai întrebăm cine-l mănâncă. Cine-l mănâncă, Betty? Normal că tu. Dar cum? Eu nu înțeleg. Nu știu. Eu îi dădeam un gram. Eu când l-am pus zic, oare cât cântărește? Cum? Nu știu. Hai, Betty, mănâncă 5 grame de ciocolată. Să ne gândim, la ce ar fi de folos această abilitate de a cântări, de a-ți da seama cât cântărești? Nu știu,
Nu știu la ce. Dansatoare? Nu. Eu am zis, n-am zis că Betty-o lucrează dans așa, că e posibil. Nu, dar nu e, oricum, e nu poți din cap. Eu vroiam să zic altceva, nu că nu să nu lucrezi Betty. Dar, oricum, când ești vânzătoare, trebuie să cântărești și spui o etichetă. Adică nu zici așa din cap. Asta vreau să zic. Nu știu la ce ar fi bună această abilitate, dar Betty văd că o are. Se pricepe. România au talent, mergem. Mergem și cântărim orice produs cu Betty, fără cântar. A, știți unde putem folosi această abilitate? La slide. Când mi se trece bateria de la cântar și vreau ceva să cântăresc, Betty mă ajută și facem o rețetă de tort. Sau Betty cântăreața, dar nu de la cântăreață, dar de la cântar. Cântar, da. Amuzant. Da. Bine, fetelor, hai, trecem la ultimul produs. Deci, prieteni, ultimul produs pentru astăzi va fi acesta și vroiam să vă arăt că eu aici am colorat, da? Cât cântăresc aceste chifle. Hai, Laura! Doi frați! Doi frați! Două surori cu doi frați! Am învățat deja să o ascult pe Betty când zice, hai Betty, spune-ne cât cântăresc! Nu, acum tu zici. Tu zici că ai zis la Kinder, acum tu zici prima. Hai, cât cântărești? 150. Da! Hai că deja... Eu am uitat cât cântăreau, sincer. Adică 100. Cât era scris. 100. Deci, Laura zice 100, Betty zice 150. Da. Da. Hai, să vedem. Hai. Cine e mai expert? 170 chiar, wow! 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 Betty! Betty! Cine mănâncă chifle doi frați? Yes. Tu mănânci? Azi eu nu prea am mâncat, am că doar ridiche. Doar ridiche. Și tot Betty ți-a dat să mănânci ridiche. Doar acadeaua am ales eu. Da, doar acadeaua ai ales tu. Resta ales mereu Betty? Wow, Betty! Bravo! Hai că îți dau chiflă doi frați. Poftim, Betty! Mulțumesc! Hai! E gustoasă? Da! E dulce? Mhm! Foarte bine! Deci, astăzi, prieteni, am descoperit un talent foarte mare la Betty în arta de a cântări cu mânuțele. Bravo, Betty! Aplauze pentru tine! Chiar ai fost foarte bravo astăzi, ne bucurăm. Dar vouă, prieteni, dacă v-a plăcut provocarea noastră, dați-ne like-uri și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa!